Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O premieră în justiția noastră, cred. Un judecător a interzis unui tânăr să mai intre într-un oraș ca să nu se întâlnească cu ispita de a mai fuma iarbă. E foarte serios. Tânărul este din Ferești. Din cum? Din Ferești, Ferești. Doamne Ferești. Este o comună. De ce râde ca mine? Ferești. Spune, doamne Ferești, orașul cu ispita, cine ar fi crezut? Vaslui. E adevărat? Da. Deci Vaslui, acest San Francisco al Maripai. Cum ar veni? Care duce tineri în moldoveni, împăcat și fumat. Povestea a început acum 2 ani, când poliția a tras pe dreapta o mașină la volan acest tânăr de 20 de ani și un amic de-al dânsului. Polițiștii au pus fiola, nu băuse nimic, dar au decis răutăcioși să-i facă și o verificare cu aparatul drug test. Asta cu aparatul drug test, dacă îmi permiteți, cred că e și pentru polițiști ceva foarte fancy, așa, știi? Da. Cred că a zis, tati, dacă avem un aparat nou, vrei să sufli și în el? Să vedem și nu vrei. N-ai vrea să încerci? Da. Cum e aparatul? Eu nu înțeleg. Nu știu cum e aparatul ăsta drug test. Vreunul dintre ascultătorii noștri care s-a întâlnit cu el, e cu sufli în el? Așa am înțeles, da. Sufli. Sufli. Și în asta. Sau... în toate sufli. Eu nu cred că sufli. Dar ce-i faci? Păi nu, practic nu ai cum să detectezi substanțele interzise suflând. Alcoolul poate. Mm-hmm. Păi da, sânge nu ți-a. Ai din salivă? Din salivă spui. Probabil, nu știu. Sânge sigur nu ți-a. Poate ne spune cineva. 0728-3D1-3D2. Asta cu suflat e o chestie tradițională la poliția română. Ori suflat, ori scuipat, dar... Da. Sigur nu înțepat. Primul polițist care m-a verificat pe mine dacă am băut sau nu, eram aproape student. Oricum ieșeam de la Shorley, de lângă Politehnică, de acolo cu mulți ani în urmă, cu mai mulți prieteni în mașină, toți băusere, derupsesere, eu șofer nu băuse nimic. Asta a fost foarte tare, eram responsabil și acum sunt. Și m-a tras pe dreapta la ieșirea de la Shorley de acolo și deschid geamul, zice actele, am arătat actele, zice ați băut, mă întreabă? Nu, zic eu. Ia, face el. Și se pune cu urechea spre mine, așa. Și eu zic, n-am băut. Da, zice, ia. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mă întorc spre colegi, unul mai experimentat, zice, suflă-mă. Unde să suflu? Suflă-mă, suflă încolo, știi? Și a suflat spre urechea lui. Dar eu i-a zis, n-am băut. Am crezut că n-aude bine. Dar ideea era să nu-i sufli în față, pe lângă, așa, înțelegi? Da. Bun. Ați băut? N-am băut. Ia, n-am băut. N-aude, domnule. Bun, deci revenind la Ferești Vaslui, aparatul ăsta drag test s-a pozitivat. Din acest motiv, polițiștii au perchiziționat autoturismul și citez. Au găsit în cotiera, situată între scaunele din față ale autoturismului, 4 fragmente vegetale de culoare verde-oliv, ambalate într-o foaie de staniol și o cutie cu foițe pentru țigarete. Acolo... corpul delict. Și-au dat seama. Cu totul 1,3 grame de fragmente vegetale verde-oliv. De amestecat cu totul. 1,3 grame. Deci au prins traficantul, a prins Piescobar. Da. Da. Și l-au făcut traficant. Băi, l-au făcut traficant, deci l-au acuzat și de trafic pentru că oferise un fum amicului. Înțelegi? Aia când era o mașină, ăsta ce-a rulat o țigară cu un fragment verde-oliv, nici n-avea prea mult. Politicos, ca orice moldovean. Vrei tu un fum? Da. A luat ăla un fum și după aia când i-au interogat, s-au intimidat, au spus tot și l-au făcut traficant, că i-a dat droguri. E normal, l-a învățat la păcat. Da, și s-a pus deci în mișcare mașinăria justiției ca să îndepărteze de pe străzi și să pedepsească exemplar traficantul de 1,3 grame de iarbă. Sunt curios cât a costat acest proces, dar asta e Duralex Sedlex. Bravo. În cele din urmă, judecătorii tribunalului Vaslui i-au dat 17 luni cu suspendare, plus... ce spuneam la început, interzicerea de a mai intra în orașul Vaslui în următorii 2 ani. De ce? Citez din motivare găsită de ziarul Libertatea. Citez. Interzicerea față de inculpat de a se afla pe raza municipiului Vaslui, locul unde a comis infracțiunea de trafic de droguri de risc, se impune a fi dispusă, întrucât pe raza municipiului Vaslui, ca de altfel pe raza orașelor mari, a municipiilor reședință de județ, sunt comise astfel de infracțiuni. Deci, satul... La Ferești ce poate să... Pur, da. Puritatea satului românesc nu poate fi, în timp ce municipiul... Urbea, da. Urbea și raza, pe raza orașelor mari, astfel de infracțiuni, observăm ce se întâmplă, nu?
Continui să citez, astfel inculpatul pentru o perioadă trebuie să nu mai fie în municipiul Vaslui pentru a nu mai putea să-și procure drogurile de risc și astfel să fie împiedicat să le mai traficheze și să le mai consume. Am încheiat citatul, a motivat tribunalul. O decizie înțeleaptă, mi se pare și ușor arhaică. Da. Cum stă el acum la porțile Vaslui-ului? Da. Și zgrepțăne... Dacă te mai prindem pe aici. Zgrepțăne la tabla pe care scrie Vaslui. Colegule, n-ai un fragment verde oliv? Între și timp, pentru mine. Am primit și lămuriri cu testul, că am rugat ascultătorii să ne lămurească. Zice că e Alexandru, ne-a scris că e un fel de timbru ce trebuie ținut în gură câteva minute să se îmbibe de salivă. Și după aia îl scuipi? După aia îl analizează cu aparatura de îndotare. Deci îți bagă timbru în gură și după aia ce? Cred că sunt mai multe aparate. De ce? Pentru că altcineva ne zice, îți dă un bețișor pe care trebuie să-l țin gură câteva secunde. Cred că e ca testele de COVID. Știi, au găsit mai multe formule. Păi, în nas, nu. Păi nu, atenție, zic, testul de COVID e cu băț, cu salivă, cu pâlnioară. Eu am primit de la școală, am toate modelele. Aha. Am primit prin copii. Pentru COVID, sper. Da, și uite că și aici, vezi, deci e și sub formă de timplu, și sub formă de bețigaș. Și pe urmă zice că îl pun într-o fiolă și în funcție de culoarea lichidului din fiolă, e clar ce Dumnezeu ai... cu mila. Da, ce să mai... Ce costi. Oricum, eu cred că trebuie să mergi și noi în Vaslui, pare foarte interesant. Eu zic să te ferești. De Vaslui? Da. Cum, mă, uite, nu vezi ce atracții sunt nu acolo? Nu, să te ferești de comuna Ferești. Da, te ferești. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.